Mulțumim, domnule, așa cum a spus și pentru seara aceasta și zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe unul fiecare în parte, să vă dea ceea ce aveți nevoie în seara zilei de astăzi și zic ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunile și cele noastre. În seara zilei de astăzi s-a deschis cu Psalmul 100. Strigați de bucurie către Domnul. Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui, să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut și a Lui suntem, slăviți și binecuvântați să-i fie numele Lui. În Psalmul 7, de 4 ori se repetă aceste cuvinte, care spune așa, atunci, în Psalmul 107, cu versetul 6. Atunci, în strâmtoarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Deci aici, în Psalmul 107, Dumnezeu, vedem că noi oamenii de multe ori când suntem în strâmtoare, strigăm la El. Când suntem în necaz, strigăm la Domnul și spune căci atunci, în strâmtoarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Vreau să ne punem fiecare întrebare în seara zilei de astăzi. Din câte necazuri ne-a izbăvit Dumnezeu pe unul fiecare în parte? Și așa cum am spus, în psalmul acesta se repetă de 4 ori. Și mai sunt câteva cuvinte, mai este un cuvânt care se repetă tot de 4 ori, tot în acest psalm 107, care spune așa, cu versetul 8, O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor. De aceea trebuie să lăudăm noi pe Domnul, pentru minunile care le-a făcut Domnul pentru noi. Zic ca Dumnezeu să se îndure, să ne binecuvinteze pe toți, să ne ajute, să putem să îi slujim, să putem să, așa cum s-a citit în Psalmul 100, să strigăm de bucurie către El, slăvit și binecuvântat să-i fie numele Lui. Îi mulțumesc Domnului căci încă ne mai poartă de grijă, încă s-a mai îndurat de noi. Îi mulțumesc Domnului pentru căci El a fost cu noi până în momentul de față, ne poartă de grijă, se îndură de noi, ne dă ceea ce avem nevoie, de pâinea cea de toate zilele, ne dă apa care trebuie să o bem în fiecare zi. Mă aduc aminte de un păstor care era la biserică și se ruga. Și la un moment dat bate cineva la ușă, se duce, descuie ușa și era un om. Și îi spune, vă rog să-mi dați niște bani să-mi iau o pâine. Și sigur, fratele acesta, păstor, a băgat mâna în buzunar și a dat niște bani. Și o continua să se roage. Și în scurt timp bate cineva din nou la ușă și omul acesta vine și aduce restul. Și eu zic, dar nu trebuia să mă aduceți pentru că eu vi-am dat pe toți. Și omul acesta spune, fratele, și am învățat o lecție de la acest om necăjit. O venit și mi-a adus banii înapoi și a spus, eu astăzi am rugat pe Domnul să-mi dea pâinea pentru astăzi, pâinea cea de toate zilele. Mâine se va îndura Dumnezeu din nou de mine. Eu adus restul înapoi. Așa se îndură Dumnezeu de noi, de unul fiecare în parte. În fiecare zi ne dă pâinea care avem nevoie. Ne satură cu ceea ce avem nevoie, cu apă, slăvit și binecuvântat să-i fie numele Lui. De aceea vreau să mai citesc câteva versete din Matei 6, din Matei 7, începând cu versetul 7, care spune așa, spune cuvântul Domnului așa, cereți și vi se va da, căutați și veți, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, capătă. Cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide.
Noi în seara zilei de astăzi vrem să cerem îndurarea Domnului. În seara zilei de astăzi vrem să cerem sprijinul Lui, ajutorul Lui. Dar cum să cerem? Cu bucurie, așa cum ne-am învățat în Psalmul 100. Să strigăm de bucurie către Domnul, căci El este sprijinul și ajutorul nostru. Un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea zic ca Dumnezeu să ne ajute ca în seara zilei de astăzi să cerem de la Domnul cu bucurie și totodată cu mulțumiri, pentru că El este acela care ne ascultă. Slăvit și binecuvântat să-i fie numele Lui. Mai jos, în versetul 9, spune așa: cine este omul acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Sau dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da lucruri bune celor ce îi le cer. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Zic ca Dumnezeu să ne ajute să putem împlini acest cuvânt. Ceea ce dorim, ceea ce vrem să ne facă nouă oamenii, să facem și noi la fel. Să putem, ca în ziua când vom fi încercați, ca în ziua când să putem să spunem, să putem să venim cu argumente. De multe ori oamenii ne judecă și vorbesc lucruri neadevărate, dar dacă noi vom face lucruri care la vremea potrivită am putea să le spunem. Îmi aduc aminte de o întâmplare odată, un fost coleg de-a meu care a rămas cu camionul în drum și eu eram în spatele lui și m-am oprit și se chinuia să schimbe. Au avut trei explozii la camion și nu le putea schimba și m-am oprit și am ajutat, i-am schimbat roțile și la un moment dat șeful mi-a spus că își trebuie să schimb remorca cu a lui și i-am zis: mâine o să iau eu remorca ta, te rog să dezleci camionul. Și omul acesta a venit și a spus că el nu dezleagă nimica, el îl lasă așa. Și a venit la mine și o sărit la bătaie și eu atunci am zis: omule, tu trebuie să faci ceva care ți-a cerut șeful să faci. Dar i-am spus: tu adu-ți aminte că ți-e un drum. Fără să mă trimite șeful, am venit și ți-am schimbat roțile. Am venit și te-am ajutat când ai avut nevoie. Și atunci omul acesta a plecat capul rușinos și a zis: te rog să mă ierți, zicule. Și o schimbat, sigur, o schimbat remorca. De aceea aici spune că tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă noi vrem ca oamenii să se poarte cu bunătate față de noi, zic ca Dumnezeu să ne ajute pe unul fiecare în parte, să ne purtăm și noi cu bunătate față de oameni. Îți mulțumesc, Doamne, că și până aici ai fost de partea noastră. Îi mulțumim Domnului căci, așa cum am citit, El a spus că să cerem și în seara zilei de astăzi venim cu cererile noastre. Fiecare avem cereri. Fiecare știe ceea ce avem nevoie, ceea ce trebuie să-i cerem la Dumnezeu. Dar eu, în seara zilei de astăzi, mă rog ca Dumnezeu să-mi dea înțelepciune și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.